ziua prieteni din nou la emisiunea Teleacademia Biblică. Suntem împreună pentru a pune în discuție din nou versete din Sfânta Scriptură și dorim într-un mod special să rămâneți alături de noi pentru o nouă ocazie în care să învățăm din Cuvântul Lui Dumnezeu. Mă bucur că am posibilitatea, măcar în acest context, să fiu coleg de platou cu domnul profesor Florin Lăiu, căruia îi spun bun revenit și bun găsit. Bun regăsit iarăși. Nu am putut să inventez alt salut între timp, că asta se potrivește cel mai bine. Așa este. Ne repetăm, dar ne repetăm în mod fericit, dragi telespectatori, prieteni. Am ajuns la a 49-a întâlnire cu exegeza Vechiului Testament la emisiunea aceasta și avem pentru dumneavoastră un text din cartea, prima carte a împăraților sau a regilor. Aici trebuie să fac o mică paranteză. Deci, în biblile care sunt traduse după textul ebraic, avem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 împărați, 2 împărați. În cele care sunt traduse după Septuaginta, de exemplu, Biblia Ortodoxă, avem toate sunt cărțile împăraților, unul împărați, doi, adică sau regilor, unul regi, doi regi, trei regi, patru regi. Trebuie să recunosc că este mult mai bună această denumire după Septuaginta aici, uh -huh. mult mai bună, pentru că așa numitele cărți ale împăraților, ale lui Samuel, da? Doar prima parte din 1 uh, Samuel uh, putea fi scrisă de Samuel. Restul uh, a fost scrisă de alții mai târziu, pentru că Samuel murise deja. Așa că nu se referă la toate, nici la viața lui Samuel și nici la el ca autor. Textul din 1 Împărați 19 cu 12 este următorul, îl vom citi mai întâi, așa cum facem de obicei. Ahar, a raș, eș, lo, va, eș, va, ahar, a eș, col de mama daca lova eș Yahweh Wahar ha eș col de mama Daka. este vorba de o experiență a profetului Ilie. Uh -huh. În traducere, după Cornilescu, tragerea clasică Cornilescu și după cu tremurul de pământ a venit un foc Domnul nu era în focul acela și după foc a venit un susur blând și subțire uh, În avem expresia fone aura sleptes sunetul unui suflu fin În targum avem caldi mășavăhin Vuxai, glasul unora care laudă în tăcere. În Pașito, care este tot aramaică, aramaică creștină, calad la de glas care vorbea moale sau calm. Uh, nu e standard version, zice sound of sheer silence, deci un, un sunet de adevărată tăcere, liniște. A New Jerusalem Bible, a light murmuring sound, deci un sunet ușor, de un murmur, un frufru ușor, da? O Biblie evreiască, deci traducere evreiască din ebraică în engleză, este vorba de o editură evreiască quiet, subdued voice, un glas liniștit, potolit. E toate pe care le observăm aici, soft murmuring sound, sunet slab, abia șoptit, soft whisper, șoaptă slabă. A new International Version spune gentle whisper, șoaptă blândă. A low whisper, șoaptă joasă. În Tob, se spune Bond în suflet teniu, unui suflu slab. E destul de clar peste tot în cele mai bune în cele mai vechi traduceri, dar, și aceasta este, aceasta este ultima propunere, ultimul text propus de Adrian din partea profesorului Stuart, ce anume, mi se spune că în loc de susuri blând și subțire ar, fi, ar trebui tradus acolo Roaring Thunder, Crushing Voice. Adică un tunet care bubuie, o voce zdrobitoare, un glas zdrobitor. Adică e exact invers. cam invers. <laughs> Da, e de mirare de unde, de unde sensul acesta, de unde poate fi luat. Să vedem vocabularul. Cu ahar, deci primul termen pe care îl avem acolo, este o prepoziție, conjuncții cu prepoziție. Și după sau iar după. Ahar înseamnă după, adverb. Araș, raș înseamnă cu tremur, acel cu tremur, da? Raș cu tremur, muget, bubuit, huruit, freamăt, agitație. Sigur, avem aici freamăt, bubuit, nu știu ce, dar, dar, spune clar că nu despre asta este vorba, că după acest cu tremur a venit focul. Uh -huh. Domnul nu era acolo, deci nu era nici în cu tremur, nici în foc. Eș înseamnă foc, dar col înseamnă glas, voce, sunet, zgomot, dar depinde la ce se referă. Când e doar call, înseamnă un zgomot, înseamnă o, o voce sau un sunet, orice fel de sunet. Dar uh, numai contextualizarea lui ne spune ce fel de sunet. Că poate să fie un bubuit de tunet sau poate să fie o șoaptă. Da. Da mama e, este folosit aici, un cuvânt care înseamnă după dicționar calm wind deci un vânt calm o încetare a oricărei mișcări puternice a aerului humming stillness în în septuaginta aura adică briză răcoritoare de dimineață da mama înseamnă să Liniște, nu mai bate vântul, doar poate să fie așa o mică briză. Asta înseamnă dama-ma. Când se spune col dama de mama, deci un glas de liniște, de briză, de suflu ușor. Nu este col-raș, sau știu cum, o ram, ca să fie tună. Daca este femininul de la dac, care înseamnă subțire, fin, mărunt, slab, firav, moale, ce vrem mai slab decât atât? Cum poate însemna un asemenea cuvânt ceva bubuit? În ebraică, acest dac vine de la verbul dacac, care înseamnă a a pulveriza, a treiera, a face fin, a face uh, particule minuscule, da? La fel apare și în ugarită, și în etiopiană, acadiană, în arabă. Deci este foarte clar că avem de-a face cu o, o voce șoptită, calmă, calmă și șoptită. Așa a vorbit Dumnezeu ultima dată. A vorbit întâi prin tunet, prin tremur, prin foc, și de fiecare dată se spune: Domnul nu era acolo. De obicei, când ne gândim la Ilie, mi se pare că Ilie reprezintă un Dumnezeu care tună și fulgeră, nu? Și totuși, prin Ilie, Dumnezeu ne învață lucrul acesta. că mai degrabă îl găsim pe Dumnezeu în șapta aceea blândă a Spiritului, în invitația aceea a dragostei, decât în, în ceea ce stârnește teamă, groază și motivații de genul acesta. Dar. Cu aceasta se încheie întâlnirea din ocazia aceasta. A fost scurtă pentru că răspunsul nu a necesitat multe explicații. Sigur, ar fi vorba de vocabular, de ceva exerciții de acolo. Eu vă sfătuiesc de câte ori întâlniți câte un verb. Încercați să și conjugați, să nu uitați conjugarea. Când întâlniți un substantiv, încercați să îl spuneți, să-l recitați, dar cu sufixe pronominale. Și așa da. mai departe, ca să nu uitați gramatica. Și sper, sper din tot sufletul, ca unii termeni care se repetă mai frecvent în textele noastre, deja, ne-am obișnuit cu ei și poate că îi reținem, ca să nu fie nevoie de fiecare dată în vocabular să dăm absolut toți termenii. Mm -hmm. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru prezență. Urmează să ne întâlnim cu lucruri tot mai frumoase și mai interesante. Așa este. Mulțumim frumos, domnule profesor, dragi prieteni. Aici punem punct ediției din ocazia aceasta. Sperând că v-ați bucurat împreună cu noi, chiar dacă a fost o lecție mai scurtă, dar a fost uh, pătrunzătoare și importantă pentru, pentru doritori, evident. Uh, noi ne întâlnim data viitoare, luni, la aceeași oră, 19.30. Până data viitoare, rămâneți cu bine și uh, rămâneți alături de Proiect M. La revedere!